cuvinte și haideți să deschidem împreună cuvântul lui Dumnezeu la 1 Timotei, capitolul 6, voi citi 3 versete, de la versetul 12. Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca, fără prihană și fără vină, până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Vă rog să vă reașezați. Slăvit să fie Domnul, pentru că prin harul și prin ajutorul Lui suntem în seara aceasta împreună la rugăciune, la părtășie, la zidire sufletească prin cuvântul Scripturii. Mă bucur să vă revăd. Am venit ca de fiecare dată în contextul acesta al seminarului biblic, mâine fiind ultima întâlnire de seminar din parcursul celor 2 ani. Să vedem cu cât studenți am mai rămas la urmă. Domnul să-i binecuvinteze pe toți cei care au participat și Domnul să binecuvinteze biserica Lui din locul acesta cu foame și sete după învățătură și după cuvântul Scripturii. M-am gândit pentru seara aceasta să vă vorbesc despre câteva principii de luptă spirituală. Noi trăim într-o lume a războaielor. Vedem ce se întâmplă în zona Israel, vedem ce se întâmplă în zona Ucraina, și nu numai, în general toată lumea aceasta în momentul de față este într-o fierbere, este într-o frământare și nu știm, Dumnezeu știe cel mai bine cum vor evolua lucrurile, dar în orice caz, încet dar sigur, se pare că ne îndreptăm spre un scenariu apocaliptic pentru care trebuie să fim pregătiți. Dar în paralel cu războaiele acestea fizice care se desfășoară pe fața Pământului, este un război spiritual. Un război din care noi facem parte. Un război în care, slavă Domnului, nu suntem singuri. Domnul este de partea noastră. Că de n-ar fi Domnul de partea noastră, am fi de mult niște victime pe câmpul acesta de război spiritual. Războiul acesta spiritual, noi îl desfășurăm pe trei fronturi. Mai întâi este o luptă personală, te lupți ca să ții pocăința în dreptul tău. Apoi este o luptă la nivel de familie, pentru familiile noastre, și aici vă amintesc o afirmație pe care o făcea Neemia când încuraja el poporul și spunea în Neemia capitolul 4 cu versetul 14: nu vă temeți, aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșător și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Trebuie să luptăm pentru familiile noastre, că societatea e destul de rea și încearcă să ne asimileze familiile și să ne pierdem cumva identitatea noastră de creștini, de copii al lui Dumnezeu. Și apoi mai este un front, frontul de luptă al bisericii, ca și echipă, biserica este această instituție spirituală pe care Dumnezeu a lăsat-o pe pământ și biserica, adică noi toți împreună, trebuie să lupte pentru păstrarea învățăturii sănătoase. Și aici vreau să vă amintesc o afirmație pe care o face apostolul Iuda în această epistolă formată dintr-un singur capitol, epistolă care se găsește înainte de Apocalipsa, și spune el în versetul 3: preiubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Și aici este vorba de puritatea doctrinară a credinței. E vorba de învățătura sănătoasă. Biserica are această responsabilitate să lupte ca învățătura să fie sănătoasă și oamenii să crească sănătos, pentru că Iuda
îi avertiza cu privire la acest pericol, continua versetul 4, s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn, Iisus Hristos. Deci vedeți, biserica, la nivelul acesta colectiv, noi împreună trebuie să luptăm ca biserica să rămână sănătoasă. Deci ai frontul personal, te lupți pentru pocăința ta, e frontul familiei, ne luptăm să avem familii sănătoase și este frontul bisericii, ne luptăm să avem biserici sănătoase. Doamne, ajută-ne la aceasta! Dar cum se desfășoară această luptă? Și Biblia, am putea să o definim în seara aceasta ca fiind manualul de instrucțiuni de luptă a lui Dumnezeu. Practic, în pasajul pe care eu l-am citit, un veteran de război îi dă sfaturi unui ostaș mai tânăr. Apostolul Pavel era un veteran în războiul acesta spiritual și scrie lui Timotei, ostașul mai tânăr care s-a înrolat în această oaste a Domnului Iisus Hristos. Și noi avem ce învăța din sfaturile pline de miez, pline de esență pe care le-a dat apostolul Pavel. Cum desfășurăm lupta, că nu e așa fiecare cum crede, fiecare cum vrea, sunt niște principii de luptă stabilite aici în cuvântul lui Dumnezeu, în general, în întregul cuvânt al lui Dumnezeu, dar în mod special în afirmațiile pe care le face apostolul Pavel. Dacă noi nu învățăm din acest manual de instrucțiuni, mergem la luptă nepregătiți, neechipați corespunzător și suntem niște ținte foarte ușoare pentru vrăjmaș, pentru diavolul. Practic, noi când venim aici la casa de rugăciune, știți ce facem, frați și surori? Venim la baza de antrenament. Să știți că luptătorii ăștia, în războaiele fizice care se dau, au nevoie de antrenament. Ați citit și dumneavoastră la știri că se preocupă anumite țări cum să-i antreneze pe ucraineni, cum să-i învețe să tragă cu anumite arme din astea mai sofisticate, mai noi. Dar așa a fost întotdeauna în istoria războaielor. Soldații trebuie să fie antrenați ca să poată să facă față la condițiile dificile care sunt acolo, la dificultățile cu care se confruntă. Acum vreau să vă spun că la fel e și războiul nostru spiritual. Cine nu-i la casa Domnului, cine nu vine la părtășie, lipsește de la antrenament. Și noi ne mirăm după aceea de ce cade atât de ușor, de ce avem atât de mulți prinși de război. Eram cu ceva timp în urmă, tot în contextul unui seminar, dar în Germania, și la timpul de rugăciune, frații au afișat pe monitor cauze pentru care să ne rugăm și la un moment dat au pus o listă care avea titlul Prinși de război. Eu mă gândeam că e vorba de ceva prinși de război, Ucraina, Rusia, dar nu. Era vorba de prinșii noștri de război, în limbajul acesta biblic pe care noi îl folosim, că găsim în Cartea Psalmilor termenul acesta. Era vorba de frați care nu mai veneau la adunare, de tineri plictisiți de adunare, care nu îi mai vedeai decât așa în ocazii speciale, dacă vine nu știu cine din România sau nu știu ce cântăreți, dar în rest nu-i vezi aici la baza de antrenament. Familii prinse de război care au ajuns în captivitate din punctul acesta de vedere spiritual. Deci în seara aceasta noi putem să ne întrebăm cât de des frecventăm baza de antrenament. Pentru că atâta de puternici o să fim pe teren, în afară. Și joi și duminică, iarăși venim aici, iar ne antrenăm din punct de vedere spiritual. Păi nu vedeți dumneavoastră că unii se duc la sala de forță să se antreneze? E bun, pentru sănătate nu condamnăm, nu judecăm pe nimeni. Vrei cât de cât să ai un control asupra sănătății tale, numai să nu facă o idolatrie din treaba asta, că se mai întâmplă că acum unii sunt preocupați doar de înfățișarea fizică, doar de cum arată și, mă rog, să aibă niște poze așa mai interesante pe acolo, pe la ID, pe la rețelele de socializare, să poată impresiona ce au realizat cu performanțele de acolo. Deci dacă ăsta e scopul, este greșit. Dar dacă e pentru sănătate, mai alergăm, ne mai mișcăm, e bine că și trupul ăsta este un templu al Duhului Sfânt, așa îl găsim în Scriptură.
Și, vedeți, se antrenează acolo cu greutăți mai mici, mai mari și câte antrenamente și transpiră și fac eforturi. La fel trebuie să fie și pe plan spiritual, cu greutățile astea ale Bibliei, le mai ridicați, le mai ridicăm, mai ne antrenăm cu versetele din Scriptură, cu extensorul, hai să folosesc un instrument din lumea sportului, ca să întinzi ideile la maxim, să te concentrezi la maxim. Nu că zice, mă doare capul, unul zice, atâta învățătură cât am primit la seminar, frate, știi, nu pot rezista, eu nu sunt obișnuit cu atâta învățătură, ce să fac? Se gândea că îi zic, du-te acasă că bă că nu mai reziști. Dar zice, îți dau o pastilă că durerea de cap trece, învățătura rămâne. E antrenament. Cu cât ne antrenăm mai bine și mai intens, cu atât rezultatele afară, în decursul săptămânii, la locul de muncă, sunt mai bune, dragii mei. Vedeți câte confruntări avem? Pavel zicea, m-am luptat cu fiarele din Efes. Dar nu e vorba de niște fiare sălbatice, nu la animale se referea, la oameni dificili, la oameni care sunt ca niște fiare, oameni răi, oameni care câteodată te atacă, te jignesc, te păcălesc, te mint, te înșală. Asta este lumea în care noi trăim și dacă nu suntem antrenați să ne luptăm cu fiarele din Efes, ne devorează lumea asta, ne distruge, ajungem și noi să ne purtăm într-un mod firesc. Iată de ce în seara aceasta ne uităm în manualul de instrucțiuni, ne uităm la aceste sfaturi pe care le-a dat Apostolul Pavel lui Timotei și pentru că am citit 3 versete, din fiecare verset o să desprindem câte un principiu de luptă spirituală. Primul principiu care ne asigură biruință în lupta spirituală este să ne cunoaștem obiectivul luptei. Pentru ce luptăm? Luptă-te lupta cea bună a credinței, cu ce scop? Care-i miza? Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Obiectivul luptei noastre este să apucăm viața veșnică. Miza e să punem mâna pe împărăția lui Dumnezeu. Oamenii se luptă pentru teritorii, mai un picuț. Cineva chiar avea așa o atitudine ironică în lumea politică, zicea cât e de mare Rusia, dar tot ar mai vrea niște teritorii, tot nu le ajunge. Oamenii se luptă să stăpânească ceva aici pe pământ. Noi vrem să punem mâna pe împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este miza, frați și surori. Merită lupta. Merită să venim la casa lui Dumnezeu, să ne rugăm, să stăm lângă Dumnezeu. Pentru că dacă noi pierdem din vedere acest obiectiv, apucă viața veșnică, vrăjmașul ne pune niște ținte false. Și chiar aici, în contextul capitolului 6 din 1 Timotei, Apostolul Pavel vorbește despre unii creștini din vremea respectivă, dar situația se repetă ca un ecou, și-au pierdut obiectivul bun și se luptau pentru altceva. Și anume, pentru ce se luptau? Se luptau între ei. Lupta certurilor de cuvinte. Capitolul 6, versetul 4, ne prezintă tipul acela de om plin de mândrie, care nu știe nimic, ba încă are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte, din care se nasc invidia, alte certuri, clevetiri, bănuielile rele, zadarnicile ciogniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte. Unii se luptau în certuri de cuvinte. Ce se întâmplă când noi ne pierdem obiectivul și ne ciondănim, ajungem așa în conflicte verbale, tot felul de certuri din astea de cuvinte, de contraziceri, fiecare își argumentează punctul lui de vedere, caută să-și demonstreze superioritate față de celălalt. Certurile de cuvinte din care se nasc, uite unde duc certurile de cuvinte, invidii, alte certuri, că o ceartă generează altă ceartă, clevetiri, bănuiele rele și tot felul de lucruri rele. Ce se întâmplă când frații se luptă între ei, când își pierd miza, obiectivul și ajung așa să se lupte între ei, în loc să facem echipă comună și să luptăm împotriva dușmanului comun pe care îl avem, împotriva lui Satan, să ajungem așa să întoarcem sabia cuvintelor unii împotriva altora. Știți ce se întâmplă? Vă aduc aminte de o situație prezentată în cartea 2 Samuel, în capitolul 2, atunci când se făcea trecerea de la împăratul Saul la împăratul David. Împăratul Saul murise, dar unul din fiii împăratului Saul, Isboșet, a vrut să preia el comanda, mandatul
de rege. Și atunci Iș-Boșet și-a făcut o armată condusă de Abner. David avea o armată condusă de Ioab. S-au întâlnit cele două armate la Iazul din Gabaon, o armată de o parte a Iazului, cealaltă armată de cealaltă parte a Iazului. Și generalii, Abner, a discutat cu Ioab și au zis, uite, hai să nu se bată două armate, hai să punem niște tineri, 12 din tabăra noastră cu 12 tineri din tabăra voastră să se lupte între ei, să vedem cine câștigă lupta. Și au pornit la luptă, tinerii toți aveau abilități de luptători, se pricepeau la sabie, dar vă rog să vă gândiți că ei aveau același Dumnezeu, mergeau la același templu, erau frați de naționalitate evreiască, nu erau păgâni, nu se luptau cu filistenii ca altă dată. De data aceasta se luptau între ei. Fiecare a înaintat către celălalt și pentru că toți se pricepeau la mânuirea sabiei, fiecare a împlântat sabia în cel din fața lui. Cine a câștigat lupta? Au murit toți 24. Și au pus acelui loc numele locul săbiilor. Mă gândeam de multe ori din perspectiva acestei situații că mai sunt adunări care se transformă într-un loc al săbiilor, în loc să fie loc de rugăciune, de părtășie, de închinare, devine un loc al săbiilor. Când frații se luptă între ei, de fapt, diavolul câștigă. Nu e acesta obiectivul nostru, noi nu ne luptăm între noi, ci vrem să dăm lovituri întunericului acestui veac. Doamne, ajută-ne! Apoi Apostolul Pavel, tot aici, în 1 Timotei, capitolul 6, ne zice că alții se luptă doar cum să se îmbogățească. Și spune cei ce vor să se îmbogățească. Și nu greșim dacă parafrazăm și spunem cei care se luptă să se îmbogățească, este o luptă și asta. Dimpotrivă cad în ispită, în laț și multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Această categorie de oameni nu se luptă între ei. Nu, ăștia sunt oameni de pace, oameni de bine, dar se luptă doar să stăpânească ceva aici pe acest pământ. Se luptă să se îmbogățească. Acum, toți muncim și trebuie să fim responsabili, ai familie, ai copii și trebuie ca să ai cele necesare pentru casa ta. Dar când un om se luptă doar ca să aibă, nu să fie om de caracter, atunci lupta asta va fi o luptă pierdută. Facem o diferență între iubirea de bani și nevoia de bani. Iubirea de bani e greșită, e pătimașă. Iubirea de bani sacrifică demnitate, pocăință, familie. Pe altarul lui Mamona, mulți și-au pierdut cuvântul, și-au pierdut cinstea, și-au pierdut onestitatea. Au dat totul, au uitat predicile, au uitat părtășia, au uitat biserica. Lupta asta pentru a avea e o luptă care ne consumă, care ne distruge. Domnul, știți ce ne spune? Dacă ne uităm un pic mai sus, Evlavia însoțită de mulțumire, și amintea fratele Ionatan, calitatea și importanța mulțumirii, e un mare câștig. Să ai mulțumire în munca pe care o faci. Și continuă tot aici Apostolul Pavel, cumva ne temperează duhul ăsta de a alerga numai pentru a avea. Și spune căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Acum noi înțelegem că în afirmația asta care o face Apostolul Pavel se concentrează toate nevoile noastre, că nu-i destul doar să ai mâncare și să ai o haină pe tine, ai nevoie și de o casă și de o mașină, dar e un mod de a spune concentrat, de a se referi la nevoile astea pământești pe care le avem. Dar Apostolul Pavel ce scoate în evidență aici? Gândul suficienței, să știi cât îți trebuie, cât este suficient, că altfel, dragii mei, ne luptăm cu disperare ca să avem și intrăm în competiție cu alții și mi-e ciudă că fratele are o mașină mai bună decât a mea și casa lui arată mai bine, curtea lui este mai aranjată, salariul lui este mai mare și da, dintr-o dată intrăm așa într-o frământare în dezavantajul vieții spirituale și nu spun eu, Apostolul Pavel, ci că oamenii care se luptă doar cu obiectivul acesta cad în foarte multe ispite, într-un laț. Știți cum e când te prinde lațul? Când animalele în pădure ajungeau într-un laț pus acolo de vânătoare.
nu mai ieșeau, se zbăteau, se chinuiau, dar nu mai ieșeau din laț. Și Pavel folosește imaginea aceasta și spune că astfel de oameni cad în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care îi cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Și acum întoarce Apostolul Pavel direcția mesajului către Timotei și spune: iar tu, om al lui Dumnezeu, și aici suntem noi toți care suntem în seara aceasta, noi suntem destinatarii epistolei lui Pavel, nu numai Timotei. În locul numelui lui Timotei putem să așezăm numele nostru. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, de aceste lupte greșite cu motivații rele. Fugi de lupta cu oamenii, cu frații. Fugi de lupta pentru posesiunile acestui pământ. Fugi și luptă-te lupta cea bună a credinței, care are drept obiectiv: apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Domnul să ne dea putere la aceasta. Acum, dacă ne cunoaștem obiectivul luptei, și eu sunt convins că de aceea am venit noi seara asta aici la adunare, că vrem obiectivul, vrem să punem mâna pe împărăția lui Dumnezeu. Ne interesează, ne preocupă împărăția lui Dumnezeu. Eu am o stimă deosebită pentru oamenii care vin nu numai duminica, vin și pe parcursul săptămânii, că îmi dau seama că sunt cu adevărat preocupați să pună mâna pe împărăția lui Dumnezeu, că ar trebui să lăsați niște activități, niște lucruri. Câteodată lași chiar un câștig financiar pe care l-ai fi obținut în intervalul ăla de timp, dar avem valori mai mari, mai importante, mai frumoase, valorile eterne. Ne știm obiectivul, dar al doilea principiu care rezultă din al doilea verset: să ne luptăm după modelul lui Hristos. Pavel îi spune, și recitesc versetul 13, te îndemn înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont. Adică de ce Apostolul Pavel, când vorbește despre lupta cea bună, introduce în versetul acesta modelul lui Hristos? Zice: eu te îndemn să te lupți, dar înaintea lui Hristos, care a făcut o frumoasă mărturisire când regătorul Pilat din Pont l-a luat la întrebări. Vă amintesc Evanghelia după Ioan, capitolul 18, când Pilat l-a întrebat: ești tu împăratul iudeilor? Și Domnul îi zice, versetul 36, împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus, dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum, împărăția mea nu este de aici. Atunci un împărat tot ești, a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Dar el n-a venit să fie împărat peste lumea aceasta. El a venit să stabilească o împărăție spirituală. Și el depune această frumoasă mărturie înaintea lui Pilat, lăsându-l să înțeleagă că ucenicii lui nu se luptă în felul în care se luptau soldații romani. Noi ne luptăm cu arme diferite. Noi ne luptăm într-un mod diferit. Noi ne luptăm după modelul lui Hristos. Dar cum s-a luptat Hristos? Păi el a învins ura cu dragostea. Cea mai puternică armă pe care avem dreptul și trebuie să o folosim este dragostea. El a învins răutatea cu bunătate. A fost bun. De aia un tânăr bogat a îngenunchiat în fața lui și a spus: bunule învățător. Toți îl știau cât e de bun. Domnul Iisus s-a luptat cu smerenia și blândețea și le-a zis: învățați de la mine, că eu sunt blând și smerit cu inima. Domnul Iisus Hristos a învins minciuna proclamând adevărul. Astea sunt armele pe care le-a folosit Hristos și a învățat și pe ucenici să nu lupte cu armele firii pământești, ci să lupte cu aceste calități pe care Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, ni le pune la dispoziție. Atunci când în grădina Ghețimane au venit să-l prindă, știți că oamenii ăia în frunte cu Iuda au venit cu arme firești, au venit cu săbii și cu ciomege. S-au gândit că e rostul de bătaie și Petru, când a văzut ce se întâmplă, a scos și el o sabie. Unii au întrebat: oare de ce a permis Domnul ca în grupul ucenicilor să fie două săbii, chiar erau. Domnul a îngăduit lucrul ăsta, dar ele aveau o întrebuințare administrativă. Nu erau pentru bătaie, nu erau ca să taie urechile, cum a făcut Petru. Aveau o altă întrebuințare. Dar Petru a scos sabia, ce s-a gândit el în mintea lui? Că l-apără pe Dumnezeu. Și a sărit și dintr-o lovitură i-a tăiat urechea robului marelui preot, pe care l-a întâlnit el acolo, în grădină.
Domnul a intervenit imediat, a luat urechea de jos, a lipit-o, a mai făcut încă o minune și se uită la Petru și zice: Petre, bagă sabia în teacă, pentru că cine scoate sabia de sabie va pieri. Cu alte cuvinte, Petre, tu n-ai înțeles lupta. Noi nu ne luptăm cu săbii din astea, noi nu ne luptăm în mod fizic cu oamenii. Lupta noastră e de altă natură, este o luptă spirituală. Acum Petru și-a învățat lecția și el ne scrie deja în epistolele sale, zice: vegheați, potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută să înghită. Și spune: vegheați, asta este lupta pe care noi o ducem. Veghem în rugăciune, veghem în relație cu Dumnezeu. Dar am putea noi seara aceasta să ne întrebăm: nu-i așa că mai sunt și în vremea noastră unii care nu luptă după modelul lui Hristos? Dau cu sabia, poate nu cu o sabie la propriu, sabia unei limbi ascuțite, zice psalmistul. Și unii mai taie urechi și în vremea noastră. Mai trebuie în urmă să vină Domnul Hristos, să aducă mângâiere, să aducă vindecare, să mai lege rănile, că noi mai dăm cu sabia, mai rănim, mai jignim. Câteodată nu suntem atenți și diavolul ne dă muniția lui, ne-o pune la dispoziție. Că ați văzut cum în războaiele astea, când nu mai au muniție, se termină războiul, nu, au alții grijă să-i alimenteze cu muniție. Luați de aici, băieți, luați și dați-le mai departe. Vreau să vă spun că atunci când noi suntem slabi și neatenți, diavolul ne dă muniția lui. Ce, dar ce, tu ești moale, tu ești o cârpă, te lași așa călcat în picioare, tu n-ai nimic de spus? Și care e muniția lui? Bârfa, răutatea, insultarea la adresa altora. Ne dă muniția lui și, dragii mei, dacă nu suntem atenți, ne luptăm cu muniția diavolului, nu cu armele duhovnicești. Dați-mi voie să vă amintesc o afirmație care o face tot Apostolul Pavel, 2 Corinteni, capitolul 10, versetele 3 și 4. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu să surpe întăriturile. Noi nu ne luptăm cu armele astea firești, cu invidia, cu răutatea, cu a arunca o cară asupra aproapelui nostru și alte lucruri din astea slabe, că atunci noi nu mai rămânem în părtășie cu Dumnezeu. Mi-amintesc odată la un studiu biblic, a participat un bărbat, un om așa foarte simpatic în modul cum mi s-a adresat la final. El era antrenorul unor gărzi de intervenție rapidă în România, era maestru în arte marțiale, mi-a așezit trofeele pe care le avea și a rămas la urmă, mi-a oferit o carte de vizită și a spus: domnule, mie îmi place ce faceți voi pocăiții, vă apreciez, știu că faceți lucruri frumoase, dar știu că voi mai aveți și dușmani. Și m-am gândit să-mi ofer și eu serviciile. Pe cartea asta de vizită și aveți un număr de telefon. Dacă cineva vă face probleme, vă deranjează, vă rog frumos, sunați la numărul ăsta de telefon, vin cu băieții și facem praf. Vrea să își ofere și el serviciile și a trebuit să discut un picuț cu el și să-i explic exact ce zice aici Apostolul Pavel. Armele cu care ne luptăm noi nu sunt astea, noi nu ne luptăm fizic, noi căutăm să-i câștigăm pe oameni pentru împărăția lui Dumnezeu, să vină la împărăția lui Dumnezeu. Ai grijă cu ce te lupți, că unii vin cu armele firești în biserică, alții se luptă cu armele firești în familie. Se mai întâmplă între soț și soție, se zice că odată o soție a unui frate, cumva nemulțumită de comportamentul bărbatului, a venit să se plângă la păstorul bisericii. Zice: frate păstor, nu mai știu ce să fac, nu mai pot, nu mai am nicio soluție, e foarte dificil soțul meu. Și fratele păstor se gândea să-i dea niște versete din Scriptură și se gândea la Roman 12, unde zice: dă-i pâine să mănânce, dă-i apă să bea, că dacă vei face astfel, vei grămădi cărbune aprinși. Dar nu i-a citit versetele și o întreabă pe soră, zice: soră, dar cu cărbune aprinși ai încercat vreodată? Ea zice: nu, numai cu apă opărită. S-a dat de gol singură, știți cam care era procedura ei. Și atunci fratele citește, ia uite ce spune aici, chiar dacă ți-ar fi vrăjmaș, ia dă-i pâine să mănânce, că el e flămând săracul, dă-i apă să bea, ia poartă-te frumos, că așa vei grămădi cărbune aprinși pe capul lui, adică vei face conștiința lui să fie
sensibilă, să-și dea seama. Dar nu zice și Apostolul Petru lucrul ăsta, zice, chiar dacă ar fi necredincios, fără cuvânt, prin purtarea voastră bună, văzând bunătatea voastră, să fie înviși, astea sunt armele cu care luptăm noi. Și evident, nu înclin balanța doar într-o parte, și reciproc, s-ar putea soția ta să fie supărată, să aibă un comportament așa, sub așteptările tale, că avem și noi niște așteptări. Ia poartă-te frumos cu ea, ia arată-i dragoste, amabilitate, arată ce poți tu să scoți mai bun din ființa ta. Astea sunt armele, dragii mei, cu care noi luptăm. Și atunci o să vedeți pacea, harul, binecuvântarea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și la lucrul acesta. Dacă ne cunoaștem obiectivul luptei, dacă luptăm după modelul lui Hristos, nu după modelul lumii, al treilea principiu, care rezultă din al treilea verset, să perseverăm în luptă până la capăt. Versetul 14, ultimul pe care l-am citit, în contextul subiectului despre luptă, Pavel îi mai scrie lui Timotei să păzești porunca, adică să te lupți, lupta cea bună, fără prihană, fără vină, până când? Până când, frate Pavel, tot luptă și vin la biserică și iară frații îmi zic de luptă și la rugăciune iară luptă să elimin îngrijorările, să arunc îngrijorările, până când, frate Pavel? Și Apostolul Pavel zice, până la arătarea Domnului nostru, Iisus Hristos. Atunci, când vine El, nu o să mai luptăm. Dar ce o să facem atunci? O să primim cununa, fraților. Atunci o să primim recompensa lui Dumnezeu. Vă rog să vă aduceți aminte că în cartea Apocalipsa, când Domnul Iisus se adresează celor 7 biserici, de fiecare dată își încheie mesajul cu o promisiune. Dar întotdeauna promisiunea este pentru biruitori. Zice, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este raiul lui Dumnezeu. Sau, pe acel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu. Nu o să vedeți promisiuni pentru aia care sunt fără frecvență la casa Domnului. Nu o să vedeți promisiuni pentru cei care s-au resemnat. Ce frate, nu mai lupt, ce așa sunt slab, sunt păcătos. Poate Domnul are milă de mine așa cu toate că eu mereu cad în păcat. Nu sunt pentru biruitori promisiunile, nu sunt pentru falimentari, nu sunt pentru dezertorii care pleacă de pe câmpul de luptă, nu sunt pentru aia care se zbat între viață și moarte, dar nici nu fac nimic ca să se ridice din starea respectivă. Făgăduințele lui Dumnezeu, cununa, răsplătirile lui Dumnezeu la finalul acestui război spiritual, toate astea sunt doar pentru biruitori. Doamne, ajută-ne să fim biruitori. Și atunci ce trebuie să facem? Perseverează în luptă. Știți ce înseamnă perseverență, dragii mei? Perseverență înseamnă că dacă ai câștigat o bătălie, 2, 3, 10, atenție! Războiul nu s-a terminat. Că aici noi avem o problemă. Am câștigat niște bătălii și ce ne-am și bucurat, așa, le-am mai spus și alții, măi, ce am biruit ispitele și... Bun, foarte bine, dar mâine e altă bătălie. Dar poimâine e altă bătălie, războiul nu s-a terminat. Noe, după 600 de ani de umblare cu Dumnezeu, a trecut potopul, lucrurile s-au liniștit, a plantat o vie, au crescut strugurii, s-au copt strugurii, i-a zdrobit frumos, a ieșit mustul, zeama, a început să guste, oare nu și-o fi dat seama că ceva nu e în regulă? Eu cred că și-a dat el seama, n-avea cum să nu-și dea, i-a plăcut. Și-a mai luat un pic și s-a îmbătat. La beție omul își pierde luciditatea, își pierde controlul de sine, nu mai știe dacă e îmbrăcat sau nu. Da, la beție omul nu mai are control și, dragii mei, amintiți-vă că după aia când își revine, după ce s-a consumat episodul ăsta neplăcut din viața lui, a aruncat un blestem asupra lui Ham și asupra fiilor lui Ham, asupra lui Canaan. Blestem care... e până în zilele noastre. Asta se întâmplă cu Israel în vremea asta, de la blestemul lui Noe. Acum noi știm că Noe s-a pocăit și a dat seama de greșeala lui. Îl găsim pe Noe în Evrei capitolul 11, eroii credinței. N-avem nicio îndoială că Noe e în prezența lui Dumnezeu. Dar de ce Dumnezeu a lăsat în Scriptură să apară acest eșec al lui Noe după 600 de ani de umblare cu Dumnezeu? Știți de ce? Ca noi să fim veghetori în orice zi. Biruințele noastre din trecut, umblarea noastră cu Dumnezeu din trecut, nu e o garanție. Dacă la timpul prezent ațipim și nu mai veghem,
Dar hai să ne gândim la exemplul lui David, se amintea în seara aceasta. David a fost un luptător prin natura lui, prin structura lui, a fost de copil un luptător. Am vins leul, am vins ursul când veneau ca să ia oi din turma tatălui său, învinge duhul necurat care venea asupra împăratului Saul și când David cânta din arfă, atât de duios, atât de frumos, aduceau prezența lui Dumnezeu și Saul se simțea mai liber. David îl învinge pe uriașul Goliat prin credință, luptător, luptător. David ajunge împărat, ajunge în culmea gloriei sale pământești ca împărat și vreau să vă spun ceva aici. Cele mai mari pericole sunt atunci când noi dăm de bine. Acolo, în vârful piramidei, acolo când ai dat de bine, bani sunt cât de cât, o mașinuță, lucrurile au început să meargă bine, ne simțim binecuvântați, ne simțim răsfățați de Dumnezeu, avem de toate, ne uităm cu milă la alții bieții care se zbat, care nu prea au, și acolo riscăm să lăsăm garda jos. David nu s-a mai dus la luptă, așa cum obișnuia să se ducă, pentru că s-a gândit el, ce rost are, câte biruințe am eu în palmaresul meu, câte victorii am, nici n-are rost să se ducă Ioab, să se ducă armata, nu mă mai duc. Și a permis așa o relaxare. Dragii mei, relaxarea din punct de vedere spiritual e un mare pericol. Eu sunt de acord cu relaxarea pentru trup, că ești om, obosești, îți iei un concediu, ai nevoie, că se mai descarcă bateria asta fizică și dacă nu te odihnești suficient, nu mai faci față nicăieri. Dar din punct de vedere spiritual, vreau să vă spun în seara aceasta, noi nu avem vacanță. Din punct de vedere al pocăinței, noi nu avem zile libere. Din punct de vedere al luptei spirituale, noi nu ne putem permite să zic, a, nu, acum nu mă mai lupt, îmi iau o săptămână așa să fac ce vreau. Dar diavolul și-a vacanță? Nu. El în fiecare zi luptă împotriva noastră, în Apocalipsa, capitolul 12, zice, s-a coborât cu o mânie mare, știind că mai are puțină vreme. El nu-i în concediu niciodată. Deci David și-a luat această relaxare de la luptă, nu s-a dus la război și atunci lasă garda jos de la ochi. O vede pe Batșeba și acum ne amintim de cuvântul din Evrei, păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Și l-a înfășurat. Imaginația, stătea în puterea lui să-și întoarcă gâtul, să zică mă duc jos, mai scriu un psalm. Dacă tot am rămas acasă, ia să mai fac eu niște psalmi pentru slava lui Dumnezeu, ia să mă mai rog eu lui Dumnezeu. Putea să învingă, dar păcatul te hipnotizează, te seduce, te înfășoară, nu-ți dai seama. Și David, biruitorul, David care avea atâtea trofee în palmares, atâtea biruințe, cât a trebuit să cadă un ceas, două, să se ducă dintr-o dată totul? Da, știm, l-a iertat, Dumnezeu s-a pocăit, dar urmăriți pachetul de consecințe ireversibile, pachetul pedepsei din partea lui Dumnezeu. N-a meritat. N-a meritat relaxarea pe care și-a luat-o el. N-a meritat faptul că și-a lăsat garda jos. Lacrimi, durere, un Absalom care se ridică împotriva lui, 4 miei, în final, că ăsta a fost verdictul care el însuși l-a dat, 4 copii care îi mor, se duc. Și toată viața lui David de după păcat, dragii mei, e o viață traumatizată, obosită, un om cu apăsare psihică și emoțională, că asta face păcatul, distruge. Și iarăși pun eu întrebarea, Doamne, de ce ai lăsat în Biblie tabloul ăsta? Puteai să inspiri pe autorii Scripturii să nu zic asta despre David. Că David, om după inima lui Dumnezeu, rămâneam și noi așa cu o imagine a eroului perfect. Nu, numai în filme e eroul perfect. Ăla care bate tot, rupe tot, nu are nicio problemă. Nu. În realitate nu e așa, dragii mei. Biblia este o carte reală, nu-i ficțiune, nu-i imaginație. De asta Dumnezeu lasă să vedem realitatea. Ce este omul? Poate să fie David, poate să fie oricine. În momentul când omul nu mai veghează, lasă garda jos, nu rămâne conectat la sursa de putere a lui Dumnezeu, oricine ar fi, el poate cădea. De asta în seara aceasta noi învățăm, perseverează în luptă, fii foarte atent în fiecare zi. Ai avut biruințe, dar nu te culca pe laurii succesului. Și întorcând aici problema un pic pe cealaltă parte, vreau să vă spun, știți ce mai înseamnă perseverență? Și dacă ai avut falimente, atenție,
războiul nu s-a terminat. Că poate în seara aceasta unii dintre noi om zice, dar noi nu suntem din ăștia cu tare multe biruințe la palmares. Nu, noi suntem de ăștia care din groapă în groapă am mai mers și eșec după eșec. Și am zis iară că, vai, citesc Biblia de la un capăt la altul și după o lună mi s-a consumat entuziasmul. A, și vin la seminar 2 ani și deodată parcă ne-a tăiat aripile cineva și n-am mai putut zbura spre seminar. Și câte hotărâri n-am luat noi și am mers așa, din eșec în eșec. Știți ce înseamnă perseverență? Chiar dacă ai avut eșecuri, ridică-te, războiul nu s-a terminat. Vrăjmașul vine la noi când suntem în eșec și ce vezi, ești un eșec total. Tu nu poți să trăiești pocăiți, alții poate, dar tu nu. Tu nu ai o predispoziție genetică, ești un material mai slab, așa, tu nu ai tu puterea care au avut-o frații bătrâni și diavolul cumva vrea să ne țină așa sub papucul lui, resemnat, să ne umilească, să-și bată joc de noi, cumva să ne ducă la această imagine de sine, că noi nu putem mai mult de atât. Hai să ne amintim în seara aceasta ce a zis Apostolul Pavel, valabil și pentru noi, pot totul în Hristos care mă întărește, nu în mine, în Hristos care mă întărește. Deci, dragii mei, oricâte eșecuri ai avut, îți spun în seara aceasta, ridică-te și reia lupta. Nu te resemna în fața eșecurilor. Păi știi ce se întâmplă? În lumea asta am avut ocazia să citesc și așa de curiozitate și să văd că toate descoperirile științifice, tehnice, medicale au fost rezultatul perseverenței. Păi Edison, cel care a descoperit filamentul becului electric, a avut sute de eșecuri și toți râdeau de el. Cum, ce lumină vrei tu să vrei? Păi lumina vine dintr-un combustibil care arde, unde lemn sau gaz sau petrol sau ceva. Cum, ce lumină vrei tu să faci? Chiar colegi de-ai lui, oameni de știință, râdeau de el și l-a zis, nu, mai încerc o dată. După sute de experiențe, deodată, descoperă filamentul becului electric. Da, descoperire care pentru noi e banală. Apăsăm comutatorul și avem lumina, dar multă vreme oamenii n-au avut descoperirea asta. Și în orice domeniu, n-avem timp în seara aceasta să vorbim. În toate experiențele a fost perseverența, adică omul a ieșuat și n-a mers nici asta, n-a funcționat. Dar nu s-o da bătut, așa, nu mai încerc, gata, n-am reușit, n-are rost. Nu, o iau de la capăt, fac altfel, alte formule, încerc altfel. Așa e și în lupta noastră spirituală. N-ai reușit, ai căzut la examen, te-a biruit o anumită ispită, ai tendința să te resemnezi și să nu mai lupți. Eu am venit în seara aceasta să-ți spun, războiul nu s-a terminat. Războiul al Domnului. Ne ridicăm și continuăm lupta. Până când? Până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Dragii mei, cu Domnul noi vom birui, cu resursele lui Dumnezeu vom fi învingători, cu manualul de instrucțiune a lui Dumnezeu. Noi vom fi mai mult decât biruitori. În Romani, în capitolul 8, știți că spune lucrul acesta Apostolul Pavel, face o listă, necazuri, strâmtorări, probleme, foamete și așa mai departe. Dar și în toate acestea noi vom fi mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit și care ne iubește, prin Domnul Iisus Hristos. În seara aceasta, la urmă, o să fim motivați pentru rugăciune. Eu doar recapitulez principiile care asigură biruință în luptă spirituală. Să ne cunoaștem obiectivul luptei, apucă viața veșnică, pune mâna pe împărăția lui Dumnezeu, nu alte obiective de astea trecătoare. Apoi, al doilea principiu pe care noi l-am văzut aici, să luptăm după modelul lui Hristos, nu lua muniția diavolului, nu lupta cu firea, ci după modelul lui Hristos. Și al treilea principiu, să ne luptăm cu perseverență până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne dea biruință. Amin.